Salutare, mă, și fain nou, băi, față, astăzi este o zi foarte, foarte specială, sunt aici alături de fratele meu, Mihăiță, și a venit tocmai de la Câmpul Lung să facem unboxing-ul ăsta, pentru că el mai fierbe decât mine, cum s-ar spune. Ce credeți, ne-a venit evacuarea de la Super Sprint, le mulțumim celor de la Super Sprint pentru această evacuare, totul în legalitate, da, cu tiuf, cu tot ce trebuie. Aveți link-urile în descriere dacă sunteți interesați de evacuare pentru mașinile voastre și le mulțumesc pentru promptitudine, pentru că a venit foarte, foarte repede, mă așteptam să vină pe data de 15, așa era programat, dar ce credeți, a venit pe data de 9, foarte, foarte repede, acum suntem în 10, deci acum filmăm toată acțiunea, cum s-ar spune, pentru că era întuneric când am venit și am zis să facem pe lumină naturală ca și cum. Așa că Mihăiță, ești gata? Este mare colet de la Super Sprint, a, frații noștri. Mamă, aveți aici mare, mare cutie. Hai să o desfacem colo cum, nu o să încapăm mașină și o să vedem aici. Foarte supărat că până miercuri trebuie să așteptăm, dar până atunci facem un unboxing. Uitați-vă cât de mare este ca să înțelegeți despre ce se vorbește. Scuzați pentru dezordine, dar nu-i panică. Hai să-i dăm bice, Super Sprint. Așa că hai să o dăm de aici așa, Mihăiță. Perfect. Hai. Mamă! Asta vreau să văd! Asta vreau să văd! Mamă! Ce ai, mă? Nu știu de ce să mă apuc prima dată. Downpipe-ul. Asta zic, să fie un downpipe. Să fie puternic, asta zic. Ia zic. Mamă, hai să-l desfacem, că mor, nu știu. Hai să-l desfacem ușor. Așa, bun, am tăiat aici un pic. Scoate-o tu, Mihăiță, te rog frumos. Hai că te ajut și eu ca să facem aici să fie bine. Tragem așa un pic. Să nu dai de tot, ca să o punem și înapoi. Ca să o montăm cu băieții de la Racebox. Stai așa un pic, să facem aici tot ce trebuie. Mamă, cum arată, ești de bun. Un pic de catless, nu... Totul regulamentar, nici nu se pune problema. Asta zic. Mamă, joacă sudurile astea, ești nebun la cap. Asta zic, ești nebun la cap. Bine-s rău de tot, ești nebun. Da, mă, da. Un pic de o leacă de 73, așa, 76, 70. Bine, aici e mult. Aici e un 73. Asta zic, mamă, deci e exact ceea ce trebuie. Băi, deci nu aveți idee cât de fericit sunt. Da, e ce un serial number aici. Opa, mamă, codul la card, frumos, pe ce trebuie și hai să le luăm pe celelalte. Bun, pun un pas la pat, pun un pat. Mamă, să vezi cum o să facă. Ratatatatatatata! Ei, glumim, râdem alea, nu face chiar așa. Totul legal, nu. Hai să băgăm intermediara asta. Ia să vedem. Zi așa. Asta este următoarea, cum a venit, asta este, mi se pare că center pipe-ul și ăla este middle pipe-ul. Wow! Joacă, așa iau. Mamă, de bea așa. Dă-ncoa. Nu-i problema. Așa, și ia uite aici. Asta zic. Super Sprinturescu, stai să vin pe partea asta la altă. Bam, 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 bam. Aia zic, ești de bun. De la Super Sprint, cei mai tare. Mamă, de bea așa cum s-au. Mamă, ce tari sunt sudurile, ești de bun. Vezi că nu merge. Asta zic. Mamă. Bine, e un pic de... E totul... Totul este perfect, gen, adică nu este nimic anormal, să zic așa. O să se audă un pic mai tare, nu cred că o să se audă. Nu o să se audă chiar foarte, foarte tare, o să se audă puțin de tot mai tare. Bună, șefanilor, oprim puțin videoclipul pentru că vreau să-i mulțumesc sponsorului de astăzi. Dacă intrați chiar acum în descriere, aveți 15% reducere dacă folosiți promocodul COLO și nu uitați că pe Car Vertical puteți găsi rapoarte despre anumite mașini dacă există în baza lor de date. Și astăzi am vrut să caut un Cupra Formentor la fel ca al meu, să vedem ce putem găsi despre el. Deci putem vedea acum, kilometrajul este în regulă, nu a fost furată, dar a avut niște accidente la activ și nu a fost făcută taxi, ceea ce pe mine mă încântă foarte tare. După care ulterior a fost adusă în România. Verificat dacă vehiculul a fost furat, dar văd că nu avem alte probleme. Kilometrajul pare destul de în regulă, ceea ce este foarte, foarte bine. Însă a avut niște daune valoare de 20-30 de mii de euro. Par niște daune destul de serioase, să fim sinceri, și să vedem dacă sunt și câteva poze în baza lor de date, dacă dăm puțin scroll mai jos. A avut niște daune serioase pe bune. Curanța nu mai vrea să-ți iei o astfel de mașină, așa că mai bine îți verifici mașina înainte de a o cumpăra. Aveți linkul meu în descriere, folosiți promocodul COLO și obțineți 15% de reducere. Să revenim la clip. Așa, și acum avem aici tot ce trebuie, piesa de rezistență de pe spate, așa frumos. Stai așa un pic. Și uite, avem aici Super Sprintulescu. Stai așa un pic să vin și pe partea asta la altă. Aia zic, cu serial number, cu tot ce trebuie aici. Mamă, ce tare arată, ești de bun la cap. Wow! Să vezi cum o să se audă. Să fie gălăgie. Și cam așa o să vină ea. Avem aici downpipe-ul, center pipe, middle pipe, cum se mai numesc ele, tot ce trebuie, ești nebun la cap, de bea aștept. Aici intră finala, cum s-ar spune, separime. O să-mi păstrez finala mea pentru că e acționată pe clapetă și toate cele. Sau nici nu mi-am dat seama, oare ceilalți Super Sprint aveau finala pe clapetă? Probabil că da.
Wow, și de ce nu m-am gândit la asta până acum? Dar nu contează. Uite cum arată. Wow. Mamă, de abia aștept. O să se audă un pic de tot mai tare, nu deranjam pentru nimeni, cum s-ar spune, dar o să fie exact ceea ce trebuie. Așa că ne vedem direct de la Racebox miercuri când o să montăm nebunia asta. Între timp avem aici downpipe-ul, center pipe, middle pipe, tot ce trebuie, totul gol. Bineînțeles de la Super Spin față noi și după cum v-am spus mai alineauri, că am făcut acolo prezentarea. Avem aici mai multe chestii pentru mașină, plăcuțe și un inlet pipe. Asta este turbo muffler delete. Așa. Și haide să vă arăt un cold start cum arată acum cold start-ul fără evacuare. CBR mod. Uite aici cu vărusul CBR. Suntem dimineața vărul meu. Eu cu ochelarii perfect. Sunt mort. Așa. Și acum mergem spre Racebox. Am întâmpinat aici niște mici probleme, că nu știu dacă o să puteți să facem astăzi softul, dar evacuarea să fie, că softul face noi așa. O să mergem un pic cu cecul aprins, probabil o să apară, că na, așa se mai întâmplă, dar nu e panică. Hai să mergem și să-i dăm drumul la treabă. Cupra. Și gata, mă băieți, am ajuns și la Racebox. Avem aici plăcuțele față, spate, tot ce trebuie. Și avem aici și evacuarea. Așteptăm un pic să se răcească mașina și îi dăm direct pe treabă. Aia zic. My whole click in all black. We all tucks. Tell my ex bitch give me space. Elon Musk, ayy, streams got my Q4 looking nice. My VR clutch, acting like you seen this right here. You big old sus, yeah, I just doubled up on crypto. Așa mă băieți, am venit aici la Vericu și a leșinat evacuarea. Am căzut pe o parte, la fel cum mi-a căzut capul ăsta. Și vedem ce se întâmplă pe aici. A leșinat și finala. Bă, tipsurile astea, Caterin Căvrăjeală, chiar sunt tari. Ferească-mă, Dumnezeu, uitați-vă cât de mare este. Așa zic toate, dar nu la mine, la el. Mamă! Mamă, trage, să vedem cum se aude nebunia asta. Mersi, Vericu. Cu plăcere, Vericu. Aici a leșinat un pic mașina, dar e... Nu, e ok, gen, așa mai face ea, gen, nu e niciun fel de problemă. Merge drept. Stați liniștiți. Gata, mă, băieți, downpipe-ul a fost aici, aproape pe poziție. Mai avem aici un pic. Și după aia continuăm cu ceea ce trebuie aici. Frumos. Bam, bam, bam. Și după aia... Nu bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Asta momentan nu se potrivesc pentru că sunt pentru generația a treia. Deci nu putem să montăm turbo inlet ăsta sau cum Dumnezeu se numește. E ok. Gata, mă, băieți. Update-ul update. Ca să înțelegeți, aici cu Vericu, episodul 2. Am făcut aici situația. Tot ce trebuie. Senzor. Aici, așa tot ce trebuie. Momentan încă nu este calibrată situația. Acum avem aici tot ce trebuie. Dăm, dezvântim scociul. Așa și... Hai să vedem, mai avem un pic. Suntem puțin până departe, cum s-ar spune. Acum și catalizatorul, e ok. Da, mă, catalizator, tot ce trebuie. Tot, deci totul cu... Deci ăsta era catalizatorul ăsta vechi, cum a venit. Dar noi am pus acum unul și mai mare, gen. Mai dar nu mai pot să mai vă arăt acum că... Ue, bine, eu vă arăt dacă... Nu, uite, da. Se mai vede, nu se vede, asta zic. Dar totul este cu omologare tube cu tot ce trebuie, gen. Adică nu e nicio problemă. Zic, Vericu, nu-i așa? Da, Vericu, așa. Uite, vezi? V-am spus. Adică, credem, e... E stăpânul evacuărilor, gen. Bun, mă, băieți, deci am făcut totul și finala, a venit Vericu, ne-a făcut finala, ne-a făcut tot ce trebuie aici. Și, Adame, dă-i bice să vedem cum se aude. Oh,
așa un pic. Modul Cupra. Aia zic. Ei, nu se aude chiar așa tare. Hai, că nu se aude tare dacă e. Merge. Nu pot să cred, mai dă o dată, mai dă. Nu pot să cred așa ceva. Mamă, dă o dată. Mamă! Mamă, nu vine să cred. Mamă, nu vine să cred. Nu vine să cred. Mamă, nu vine să cred. Deci ca să înțelegeți, acum este modul confort. Ok. Dă-i pe modul sport. Ok. Și dă-i pe confort. Dă-i pe Cupra. Frate, nu vine să cred. Deci nu, mamă, deci nu vine să cred, de jur. Wow. Se aude un pic. Se aude un pic tare, gen. Nu se aude chiar așa de tare. Nu știu cât o să trece. Nu știu cât o să înțelegeți pe filmare, dar n-aveți idee ce fericire am eu în momentul de față. Stai să vedem pe stradă. Mamă, cât de tare. Ia zi. Bă, în sfârșit se aude. Hai zi. Mamă, de-mea aștept. Ce-i mai tare asta, zic? Are placă de 2 metri. Să moară mama cum se aude. De asta? Mama cum se aude cu aia, ești prost, nu-mi vine să cred. Hai. Ardă până și gata. Ardu până și ca. Hai să vedem. Ești în cap? Nu l-ai băgat la plăiești? Nu l-ai băgat la plăiești? Da, e băgat la plăiești. Se aude bun. Mamă, se aude mare, fă rău. Peste așteptări. Da. Se aude perfect. Ca și aude perfect. Da, chiar se aude perfect. Se aude chiar bine. Ia mă, și pe confort cum se aude. A, mă, poți mergea cu confort. E electrică? Aaaa, că ai tupeu deja, da, me! Glumesc, nu, e ce trebuie. Se aude și confort. Bagă-l într-o
Dujba mobilul. Deci Xbox, să avea o coaie în gură. Ok. Dai. Dimineața, este a doua zi, este destul de friguț afară și o să facem un cold start, să vedeți cum se aude și cu cold startul respectiv. V-am pus before-ul și acum o să urmeze after-ul. Cam tare, sincer, pentru vecinii mei, dar da, yes. De când mă știu, sunt șefan. Sunt șefanul suprem și am cei mai tari fani. Șefanii mei zic respect.